Dragi oameni lui Dumnezeu, suntem din nou la nuntă și socotesc că lucrul acesta este un mare beneficiu pentru noi toți. De obicei, lucrurile pe care ni le aducem deseori aminte sunt lucruri pe care le facem mai bine. Nu este puțin lucru de fiecare dată cineva să-ți aducă aminte cam ce ar trebui să faci. Așa s-au inventat secretarele. În dimineața aceasta avem din nou ocazia să ne aducem aminte de ce se așteaptă Dumnezeu de la noi să facem în casele noastre. Să fim soți și tați, să fim soții și mame. În ciuda faptului că acest lucru pare absolut natural, având impresia că nu trebuie nicio pregătire și niciun efort, trebuie să acceptăm că pentru a fi un soț după voia lui Dumnezeu, să nu mai spun că după inima soției, este foarte greu, tot la fel și cu o soție. În dimineața aceasta, Josh și Delisa sunt miri. Am știut de mai mult timp că ei sunt prieteni, apoi că sunt logodnici, și acum își încep viața de familie în serviciul divin din această dimineață. S-au făcut mari, ai sunt părinții lor. Cine știe ce-o fi în inima acestor două perechi când îi privesc? Le trec prin minte toate amintirile din ultimii aproximativ 20 de ani. Și îi aduc aminte când erau micuți, când i-a adus la binecuvântare, copilăria cu toate cele, botezul în apă, prietenia lor. Și cei care odinioară erau la școala duminicală astăzi sunt miri. Viața merge repede înainte, indiferent dacă noi mergem la pas cu ea sau nu. Mi-am propus în această dimineață să le vorbesc despre prioritățile patriarhilor în familie, socotind faptul că Biblia prezintă câteva categorii de oameni pe care Dumnezeu îi folosește ca eroi. Biblia vorbește despre patriarhi, despre judecători, despre împărați, despre profeți și despre apostoli. Acestea sunt categoriile cele mai proeminente din Biblie. Ele sunt oficii pe care Dumnezeu le-a stabilit în poporul lui Dumnezeu. Atunci când vorbim despre viața de familie, avem nevoie de repere într-o lume care nu mai are nicio regulă. Mă gândeam dacă să vă dau sau nu exemplul de la Eurovision din România și să vă întreb dacă știți cine l-a câștigat, cine e persoana aceea și cum arată. Nu știu dacă fiecare dintre dumneavoastră sunteți la curent cu informația asta, dar e șocantă. Un austriac travestit în femeie, dar cu barbă, cu un păr lung și foarte slăbuț, așa ca o fetiță, pur și simplu îți creează un dezgust ieșit din comun, dacă îl privești. Și tinerii copiii noștri se uită la astfel de oameni, care nu mai știi ce este, rață, gâscă, nici el nu știe, se uită la astfel de oameni și în mintea lor se pune presiune. Această redefinire a familiei are influență, pentru că ea este promovată de oamenii bogați, de artiști, de politicieni, de academicieni, și mesajul acesta nu trece neobservat de copiii noștri. Ei întreabă în mintea lor dacă este rău, de ce cei mai inteligenți oameni de pe planetă procedează așa? De ce cei mai realizați și cei mai bogați oameni de pe planetă procedează așa? De ce numai părinții noștri și oamenii din biserica noastră, niște persoane absolut obișnuite, vorbesc despre o familie patriarhală? Este ușor de observat din Biblie că printre cei mai mari patriarhi, printre cei mai mari trei patriarhi, este Avram, el fiind primul dintre ei. El este tatăl tuturor credincioșilor. Acest bărbat este una dintre cele mai proeminente figuri din Biblie. Numai în Noul Testament, Biblia l-amintește de 66 de ori. Avram este onorat în toate cele trei religii monoteiste, în iudaism, în islamism și în creștinism.
Cu aproximativ 2000 de ani în urmă de Hristos, mai precis 2100 de ani în urmă de Hristos, înainte de Hristos, Avram avea vârsta de 75 de ani. Și în perioada aceea Dumnezeu s-a descoperit acestui bărbat și i-a spus că vrea să-l folosească pentru planul mesianic. Din el se va naște un popor, poporul acesta va fi dus într-o țară și din poporul acesta care se va muta în țara aceea va ieși Mesia și poporul acela se va chema Israel, el fiind primul israelit, primul evreu. Așa se face că Avram și-a lăsat locul unde a trăit 75 de ani și împreună cu tatăl său Terah, cu soția sa Sara, cu nepotul său Lot și cu tot ceea ce strânsese el până atunci, a plecat fără ca Dumnezeu să-i dea detalii. Pur și simplu a plecat având încredere că cel care vorbește este Dumnezeu și că acest Dumnezeu știe ce face cu viața lui. A ajuns în Canaan și la aproximativ vârsta de 60 de ani l-a avut pe Ismail din Agar, care era roab al soției lui Sara. Mai târziu, când a avut 99 de ani, Dumnezeu l-a chemat pe Avram să încheie un legământ cu el, pentru că toate relațiile serioase au la bază un legământ. Toate contractele serioase au la bază o hârtie, un angajament scris. Legământul acesta avea mai multe clauze. Una dintre ele era că Dumnezeu i-a promis că din familia lui se va forma o seminție și o întreagă națiune și Dumnezeu va binecuvânta națiunea aceasta. De asemenea, Dumnezeu s-a angajat să-i dea o țară unde curge lapte și miere și poporul ieșit din el să fie binecuvântat în țara aceea. Dumnezeu i-a cerut însă să îl adore și să-l slujească pe Dumnezeu în baza poruncilor pe care el le va primi. I-a cerut să trăiască în puritate, să nu se abată de la direcția pe care o trasează Dumnezeu. Și i-a spus să facă un semn al acestui legământ ca să-și aducă aminte de el. Oamenii astăzi au inventat semnul acesta ca să-și aducă aminte și tot să știe că persoana aceasta e căsătorită. Să nu mai întrebe, ești căsătorită? Ești o potențială persoană pentru căsătorie? Îmi place cum arăți, nu vrei să te căsătorești cu mine? Nu mai o întreabă pentru că vede semnul. Ei, atunci semnul era tăierea împrejur, circumciziunea. La vârsta de 100 de ani, Avram l-a avut pe Isaac, copilul promis de Dumnezeu. La vârsta de 127 de ani i-a murit soția, Sara, și Avram a mormântat-o în peștera de la Macpela, o proprietate pe care el a cumpărat-o de la fiul lui Het. Dincolo de faptul că viața lui Avram se derulează într-un context poligamic, poligamia fiind atunci un stil de viață, dincolo de faptul că în vremea lui Avram procesul revelației de-abia începuse să se desfășoare, Avram nu știa nimic despre ce o să spună Dumnezeu la Sinai, cele 10 porunci, nu știa nimic despre ce o să descopere Dumnezeu profeților de mai târziu, el a fost la început când existau numai 2-3 repere morale. Cea mai mare virtute a lui fiind încrederea totală în Dumnezeu, aproape fără să gândească ce face. Dumnezeu i-a spus și el nu s-a mai gândit dacă e bine sau rău. Dacă tata i-a cerut, a făcut, doar datorită încrederii în tata. Care au fost prioritățile acestui bărbat pe care Dumnezeu îl numește tatăl tuturor credincioșilor? Care are o poziție privilegiată în galeria eroilor lui Dumnezeu? Și în iudaism, și în islamism, și în creștinism. Atunci când vorbim despre familie, avem nevoie de repere și căutăm oameni de succes, să ne uităm la ei și să învățăm de la ei. Pentru că trăim într-o lume care este în derivă, care nu mai are nicio regulă. Dumneavoastră ați știut că un vapor, partea din față se numește prora și partea din spate se numește pupa? Știați că o parte a vaporului se numește tribord și babord? Știți de ce? Pentru că atunci când vezi un vapor noaptea, o luminiță, să știți că lumina verde arată o anumită parte a vaporului și cealaltă luminiță roșie arată cealaltă parte. Dacă vezi lumina verde în dreapta, știi că vaporul se duce încolo, nu vine spre tine.
Oamenii au nevoie de repere în viață. Avem nevoie de semne numite stop. Avem nevoie de trei culori la o intersecție. Avem nevoie de repere pentru lucruri simple, dar pentru cel mai complex lucru din existența umană, viața de familie, care nu este doar o aventură de o noapte sau de un an, ci ține de când o faci, spre exemplu pentru Gea și Delisa astăzi, 11 mai 2014, până când omul își pune mâinile pe piept, trecând în cealaltă dimensiune care este eternă, unde nu mai există căsătorie și familie. Ce priorități a avut Avram? Uitându-ne la el ne inspiră încredere. Îl respectăm pe Avram, pentru că Dumnezeu ni l-a prezentat ca un om de caracter. Dumnezeu ni-l prezintă în cartea sa pe Avram ca pe unul dintre cei mai mari bărbați, cei mai demni bărbați, cei mai buni soți, cel mai mare dintre credincioși. Și privind la omul acesta pe care noi nu l-am cunoscut dintr-o relație personală, aflăm de la Dumnezeu și din cartea lui Dumnezeu că el este un om de la care putem învăța și imitându-l pe el, urmându-i exemplu, Dumnezeu își va găsi plăcerea în noi. Acum, ce fel de priorități a avut acest Avram în familia lui? Una dintre ele, dacă nu cumva chiar prima, este spiritualitatea sa. Spiritualitatea este manifestarea relației unui om cu Dumnezeu. Este trăirea vieții unui om în prezența lui Dumnezeu. Este conștiința unui om că el în fiecare zi e lângă Dumnezeu și Dumnezeu este lângă el. Cam așa se explică spiritualitatea unui om. Ei bine, uitându-ne în carte, în textul pe care l-am citit la începutul serviciului divin de căsătorie, observăm că spiritualitatea lui Avram i-a dat direcție. Atunci când un om consumă alcool, el devine alcoolic și el primește o direcție în viață și ceea ce îl caracterizează este alcoolismul. Atunci când un om este spiritual, această trăsătură, această preocupare a lui îl caracterizează și primește o direcție în viață. Într-o direcție se duce un bețiv, într-o altă direcție merge un om duhovnicesc, un om spiritual. Ei, când privim la spiritualitatea lui Avram, constatăm că i-a dat direcție și Biblia spune Avram și-a ridicat ochii. Un bețiv n-are niciun motiv să-și ridice ochii, el se uită în rafturi. Că sticlele nu se află în cer, se află pe rafturile magazinelor. Dar Dumnezeu nu e în raftul magazinelor, e în cer. Și Avram și-a ridicat privirea înspre cer, locul unde locuiește Dumnezeu. Fiecare dintre noi ne uităm în locul unde avem interes să ne uităm. Acolo unde ne este iubita sau iubitul, unde ne sunt părinții sau copiii, unde ne este soțul sau soția. Ne uităm în parcare unde ne-am lăsat mașina, să vedem mai este acolo sau nu mai este. N-are rost să ne uităm unde nu avem interes să ne uităm. Privirea noastră exprimă interesele noastre, preocupările noastre, dorurile noastre. Mă uit prin sală pentru că-s cu fața la dumneavoastră și îmi dau seama cam care sunt prioritățile pentru că insistent îi văd pe unii uitându-se într-o anumită direcție. Văd pe un părinte care se uită insistent înspre o fată de la corul de fete sau înspre cineva de la fanfară unde are un copil și vrea să-l monitorizeze, îi cu minte logofătul meu sau nu, ca acasă să-l mai fixez. Mă uit la un băiat care a ajuns la vârsta să se căsătorească, tot înspre corul de fete se uită, înspre corul mix nu se uită deloc. Și îmi dau seama că în mintea lui a început procesul de căutare. Și tot așa, unde se uită un om, locul unde se uită exprimă ce are el în inimă. Noi nu vedem inima lui, dar vedem pornirile inimii lui manifestate. Ei, Avram s-a uitat la cer. Ce rost are să te uiți la cer? Ce ai putea să vezi? Când de când ne-am născut până acum e la fel. Omul acesta s-a uitat acolo pentru că acolo era cineva care i-a spus pleacă de aici. Unde? Nu-ți spun unde, dar pleacă. Faptul că te vei duce undeva fără să știi unde va fi pentru mine dovada încrederii tale în mine. Și acum Avram se uită. Mai merg? Mai mergi. Îmi spui unde mă duc? Încă nu. Avram avea pe cineva acolo. Omul acesta se confruntă cu probleme în călătoria lui, o călătorie lungă. Venea din Mesopotamia
și se uită spre cer și spune: vezi situația în care mă aflu? Da, văd. Mă ajuți? Bineînțeles, fii liniștit, du-te înainte. Avram avea motive să se uite în cer. Acolo era Dumnezeul lui. Religia lui nu era acolo. Religia nu e în cer. Nu e în cer, e pictată pe pereți, e pusă la gât, e pusă la oglinda de la mașină sub forma unei cruciulițe, e agățată de perete. Dar Dumnezeu nu-i pe perete și nici la oglinda retrovizorie de la mașină. Avram și-a ridicat privirea spre cer. Un om este credincios atunci când se uită spre cer cu inima, uneori chiar în mod fizic. Aduceți-vă aminte, Eva s-a uitat la pomul interzis, inima ei era legată prin curiozitate de pomul ăla. Așa a apărut primul păcat. Aduceți-vă aminte, Acan s-a uitat la prada de război pe care a găsit-o în timp ce cucerea cetatea Erihonului. Și așa familia lui a fost distrusă. Regele Ahab, la o intersecție, s-a uitat la proprietatea unui om, proprietate ce era moștenire de la părinți. Și nu s-a lăsat până nu l-a omorât pe om ca să ia proprietatea și să facă din ea o grădină de zarzavaturi, de parcă n-ar fi avut destul pământ. David, care avea mai multe soții, s-a uitat la femeia altuia și a trebuit să-i omoare bărbatul ca să poată păcătui cu ea. Ștefan, de cealaltă parte, și-a ridicat și el ochii ca părintele lui Avram și a spus celor care îl înconjurau și aveau pietre în mâini, pietre pe care mai târziu, puțin mai târziu, le-au folosit să-l omoare. A spus: îl văd pe Dumnezeu. Dacă oamenii se uită la cer, nu-l văd pe Dumnezeu, pentru că nu oricine îl poate vedea pe Dumnezeu. Dacă te uiți la cer, vezi doar nori. Ștefan a putut să vadă dincolo de nori, pentru că inima lui născută din nou a văzut dincolo de ce văd ochii de carne ai oamenilor păcătoși. Și a spus: îl văd pe Dumnezeu. Și la dreapta lui îl văd pe Mântuitorul Iisus Hristos. Observați diferența între acești oameni, că la ce s-a uitat i-a afectat. Le-a schimbat viața în bine sau în rău. Biblia spune în Matei, în capitolul 5, versetul 28, cine se uită la o femeie cu intenția să o poftească în inima lui, a comis adulter cu ea. Avram a ales dintre toate lucrurile la care se poate uita să-și ridice privirea și să se uite la Dumnezeu. Nu degeaba Dumnezeul recomandă. Nu degeaba Dumnezeu îl apreciază, nu degeaba Dumnezeu îl laudă. Observați, vă rog, că în al doilea rând spiritualitatea lui Avram l-a făcut să se închine lui Dumnezeu. Avram a alergat înaintea lor și s-a aplecat până la pământ. El era în cort, la ușa cortului, și au apărut trei bărbați. Și Biblia ne spune că Avram s-a dus înaintea lor, probabil că el și-a dat seama că are legătură cu divinitatea și s-a închinat până la pământ. Avram s-a detașat de lucrurile materiale, el nu s-a închinat la lucruri materiale, deși era un om bogat, el nu s-a închinat la bogăție. Avea multe proprietăți, avea multe cirezi, multe animale, dar el nu s-a închinat la nimic dintre lucrurile acestea, ci s-a închinat la Dumnezeu. Priviți, vă rog, că primul altar pe care l-a zidit Avram este exact când ajunge în Canaan. Omul acesta, când ajunge în Canaan, locul promis de Dumnezeu, el prima oară face un altar. Un altar înseamnă un loc unde Avram aducea o jertfă și se închina. Nu se închina la altar. După cum noi nu ne închinăm la amvon sau la biserică, dar venim la biserică ca să ne închinăm lui Dumnezeu. Omul acesta a făcut un altar, spune în Genesa 12:7. Apoi, el merge puțin mai departe până la Betel și acolo face un al doilea altar. Merge mai departe până la stejarul lui Mamre și acolo face un al treilea altar. Observăm în viața acestui om o practică a construirii altarelor și un obicei al închinării față de Dumnezeu. Sunt oameni care nu se roagă și, surprinși în atitudinea lor firească, dar religioasă, spun: oh, e adevărat că eu nu mă rog, dar tu nu-mi cunoști inima, eu în inima mea sunt foarte credincios. E ca și cum îți e foame, dar nu mănânci niciodată. Poate unui om să-i fie foame și să nu mănânce? Nu e așa că foamea se exprimă prin a-și potoli foamea mâncând? Poate un om să fie credincios și să nu-și exprime credința din inimă prin practici, prin spiritualitate, prin atitudini de închinare, una dintre ele fiind rugăciunea sau altele asemenea acesteia? Spiritualitatea lui Avram l-a făcut să se încreadă în Dumnezeu. Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta neprihănire. El se încrede în promisiunile lui Dumnezeu. Josh, Delisa,
Voi doar anticipați cum este viața de familie, dar viața de familie va depăși anticipările voastre. Experiența va fi mai mare decât teoria din mintea voastră, și în plus și în minus. Dar lucru pe care trebuie să-l țineți minte mai mult decât pe orice altceva, este să țineți minte că dacă din gura lui Dumnezeu a ieșit o promisiune pentru voi, să știți că nimeni nu-l va putea opri să o împlinească. Puteți să vă culcați liniștit fără să-l verificați. Dumnezeu va face cu siguranță ceea ce a promis. Iar dacă voi veți avea încredere că Dumnezeu va face ceea ce a promis, lucrul acesta va fi apreciat de Dumnezeu în viața voastră ca o atitudine de neprihănire și veți fi premiați de Dumnezeu. Să nu fiți suspicioși cu privire la Dumnezeu. Să nu vă comportați ca și cum ceea ce a promis El nu este adevărat și nu se va împlini. Asta este dovada credinței voastre în Dumnezeu, nu faptul că veniți la biserică. La biserică vin tot felul de oameni. Al doilea lucru pe care vreau să-l surprind, pe lângă faptul că Avram ca și prioritate a avut spiritualitatea, a doua prioritate pe care o întâlnim este responsabilitatea lui. Spiritualitatea demonstrează relația lui Avram cu Dumnezeu. Ceea ce remarca fratele păstor David, spunând că cel mai important lucru în viața unui om e relația lui personală cu Dumnezeu. Noi suntem tentați să confundăm asta cu relația cu biserica. Noi avem impresia că dacă avem o relație puternică cu biserica, suntem spirituali. Nu, suntem bisericoși. Numai relația spirituală personală cu Dumnezeu ne face spirituali. Că sunt oameni care vin la biserică, dar uneori au mai mari probleme decât oamenii care nu vin la biserică. Nu biserica ne schimbă pe noi. După cum cineva dacă merge la școală nu înseamnă că va ajunge medic. Poate să rămână repetent până când renunță. E adevărat că mersul la biserică este o dovadă a preocupărilor, dar nu confundăm relația cu Dumnezeu cu relația cu biserica. Relația cu biserica dovedește interesul pentru Dumnezeu, care poate să existe sau poate să nu existe. Dacă spiritualitatea dovedește relația spirituală personală dintre Avram și Dumnezeu, responsabilitatea lui Avram dovedește relația dintre el și familia lui. Ceea ce spunea fratele păstor David, că după relația mea personală cu Dumnezeu, al doilea lucru important este relația mea personală cu familia mea, tovarășul de viață și copiii. Atunci când vorbim despre lucrurile acestea, spunem că responsabilitatea este simțul de răspundere cu privire la obligațiile pe care ni le-am asumat, care ne-au fost încredințate. De pildă, Avraam are responsabilitate ca să-și păzească familia restrânsă. Priviți ce spune Biblia, pe când Avraam ședea la ușa cortului. Biblia spune că lângă cortul lui erau niște stejari și era umbră, dar Avraam stătea la ușa cortului. Tot Biblia ne spune că în cort era nevasta sa Sara. Ce vreau eu să spun este faptul că toate lucrurile din viața noastră au simboluri. Dacă mă vedeți că mă țin așa de o parte a obrazului, mă întrebați, se doare mă seaua? Și atunci vă întreb, dar de unde știți? Sunteți ghicitori? Oh, nu, dar e un simbol că atunci când te doare mă seaua, te ții de falcă. Dacă cineva se ține așa de cap, îl întreb, nu îl întreb, te doare stomacul. Numai dacă se ține de burtă îl întreb dacă te doare stomacul. Observați că viața noastră e plină de simboluri și aceste simboluri au un înțeles. Avram stătea la ușa cortului. Care e simbolul? Grijă pentru casa lui. Atenție pentru casa lui. Protecție pentru casa lui. Omul acesta stătea la ușa cortului. Câți oameni nu-și protejează casa? Vă mai aduc aminte de pilda pe care Domnul Iisus Hristos o spune când omul căruia îi se cere pâine de prietenul lui, care la rândul lui avea un prieten flămând, îi spune, eu sunt în casă, ușa e încuiată și copiii sunt împreună cu mine în casă. Omul acesta nu a încuiat ușa decât după ce i-a venit copiii în casă. Copiii lui nu se puteau întoarce la două dimineața acasă, că erau și copiii cum era el, adică oameni serioși. Fraților, dincolo de faptul că venim de undeva justificat, să te întorci la două, la trei noapte acasă, băia necăsătorit sau fată necăsătorită, iertați-mă, pentru mine e foarte suspicios. Biblia spune că cei care dorm, dorm noaptea.
că vii de la serviciu, că vii dintr-un loc unde trebuia să fii, dar că ai obiceiul să te întorci la 2-3 dimineața acasă. Atenție, băieți, dacă aveți o astfel de prietenă, recomandarea mea este să vă gândiți bine dacă e potrivită pentru voi. Sau invers, fetelor. Băieții și fetele serioase nu se întorc spre dimineața acasă. Nici vorbă de așa ceva. Omul ăsta stătea la ușa cortului, a înțeles că e responsabilitatea lui să vegheze asupra familiei. Apoi, Scriptura ne spune că a avut responsabilitatea să-și educe familia. Am citit din carte următorul verset: Dumnezeu îl apreciază, îl recomandă și spune despre el: eu știu că Avraam va porunci casei lui și copiilor lui după el să facă ce este drept și bine. Omul ăsta nu și-a pierdut respectul familiei și familia nu a putut să-l ignore, pentru că el se bucura de respectul copiilor lui. Și când părintele le-a spus nu, a fost nu. Păi există obiceiul contemporan la 2 ani, 5 ani, 10 ani să nu mai ai autoritatea asupra copilului, dar la 20. Biblia ne spune despre bărbatul acesta că și-a păstrat dreptul să poruncească: te rog frumos să nu te duci. De ce? Stai jos și am să-ți explic de ce. Avraam nu și-a pierdut dreptul să poruncească și a influențat nu doar familia extinsă, și a influențat și familia restrânsă. Apoi, responsabilitatea lui Avraam l-a făcut să-și ajute familia extinsă. Scriptura ne spune că s-a despărțit de Lot într-un mod elegant, ca patriarhii. Și a auzit că nepotul lui a fost răpit de o coaliție de 5 împărați care au cucerit orașul în care trăia el, respectiv Sodoma. Și l-au luat rob pe el, familia lui și tot ce avea. Și Avraam a luat 318 soldați dintre rob dintre cei mai viteji, i-a făcut soldați și a mers cu ei, i-a bătut pe împărați, l-a recuperat pe Lot și l-a adus înapoi acasă. Și când împăratul Sodomei vrea să-i ofere recompensă, el spune: ridic mâna spre Domnul, că nu am făcut ce am făcut pentru un câștig material. N-am nevoie de nimic de la tine. Ceea ce am făcut a fost din grija mea pentru nepotul meu. Nepotul lui a fost fără obraz. Nepotul lui a fost puțin cam prost crescut, un materialist, un șmecheraș. Dar Avraam a fost un patriar și el nu și-a permis să se coboare la nivelul lui Lot. El a știut că trebuie să rămână la un alt nivel. Și vă aduceți aminte cum a rezolvat criza cu el? I-ai spus: nepoate, ascultă-mă, îți ofer posibilitatea să alegi pentru că tu ești mai important. Și Lot a spus: mă bucur că recunoști, o să aleg imediat. Lucru pe care l-a făcut. Și acum lui Lot i s-a întâmplat ce merita. Și Avraam trebuia să spună: drăguțule, ce ai căutat, ai găsit. El n-a zis așa, știți de ce? Doar pentru că era patriarh. Și a înarmat oamenii și l-a recuperat pe acest neascultător. Și n-a vrut să primească nimic în schimb, pentru că ceea ce a făcut el n-a făcut pentru bani. Omul acesta a avut grijă de oamenii din familia lui restrânsă și extinsă. Josh și Delisa, nu o să vă spun prea multe că subiectul e delicat, dar întotdeauna e o mare provocare și un mare examen de înțelepciune când intri într-o familie care e familia soției, cu rude de toate categoriile, și invers, când intri în familia soțului, cu rude de toate categoriile. Nu-i ușor să trăiești în pace cu toți. Nu-i ușor. Uitați-vă la Avraam, cât de ușor i-ar fi spus să spună lui Lot: nu ți-e rușine că te-am luat cu mine, te-am pricopsit și acum tu îndrăznești să-mi spui mie așa? Avraam se comportă ca un patriarh. Pe el nu circumstanțele îl pune să reacționeze la nervi, ci caracterul pune să acționeze, nu să reacționeze. Și el îi spune lui Lot: eu o să mă despart de tine ca un patriarh, indiferent dacă tu meriți sau nu. Eu mă despart așa de tine, nu că meriți tu, ci că merit eu și merită Dumnezeul meu. Trebuie neapărat să vă respectați părinții, indiferent că sunt ai tăi sau ai tăi. De astăzi încolo aveți 4 părinți fiecare, 2 mame și 2 tați. Dacă nu puteți să faceți asta, e grav. De data aceasta vi se vor dubla rudele. Trebuie să trăiți în prietenie cu ei, în pace cu ei. Trebuie să faceți eforturi, trebuie să fiți oameni duhovnicești. S-ar putea să nu fie nevoie, dar dacă vreodată Lot va veni să vă spună că-i bai, tu să spui: nu-i bai, cât costă, poftim. Nu-i prea mult să pierzi dacă pierzând câștigi. Închei spunându-vă că
pe lângă spiritualitatea lui Avraam, care a definit relația lui cu Dumnezeu, pe lângă responsabilitatea care a definit relația cu familia, omul acesta e caracterizat de sacrificiu, care definește relația cu oamenii, cu biserica. Priviți, vă rog, că sacrificiul pentru Dumnezeu este cea mai profundă formă de slujire. Știți ce i-a spus David lui Oman? I-a spus așa: nu voi da Domnului ce este, nu voi da Domnului un lucru care nu mă costă nimic, nu voi aduce o ardere de tot care să nu mă coste. El a înțeles că tot ce faci bun în viață costă și a ales să plătească pentru lucruri de calitate. Slujirea pentru Dumnezeu presupune sacrificiu și asta înseamnă să plătești prețul, înseamnă să pierzi cu bucurie ce este al tău, înseamnă să cauți pacea relațiilor mai mult decât interesul personal și ambiția personală și înseamnă să lași de la tine, dacă e o nevoie, mergând a doua milă, așa cum fac oamenii credincioși. Oamenii necredincioși nu merg nicio milă, dar două. Ei încalcă legea de a fi obligat să meargă o milă, dar credincioșii merg a doua milă pentru că ei sunt oamenii lui Dumnezeu. Avraam s-a sacrificat pentru trei oaspeți necunoscuți. Nu am timp, nu vreau să trecem prea mult peste ora 12, dar Scriptura ne spune cum s-a sacrificat Avraam să facă o masă pe cinste pentru niște necunoscuți. Uneori avem necunoscuți la biserică. Știți cât de complicat este să-i găzduim întotdeauna, să-i hrănim întotdeauna? Dacă cei care găzduiesc sau hrănesc ar fi mai mulți la număr, ar fi un pic mai ușor. Uitați cum procedează Avraam. Zice: vă veți vedea de drum după ce o să mâncați. Și Scriptura ne spune că a luat vițelul cel mai tânăr și mai bun. Mai tânăr ca să nu fie ațos și tare, să tragă ăia săracii și să spună: las că nu mai trebuie carne, că nu pot să o rup. A luat un vițel fraged să mănânce oaspeții și să spună: băi, omul ăsta e deosebit, ne-a dat cea mai proaspătă carne și cea mai bună. Când pleacă din casa lui Avraam, să-l pomenească și să-l onoreze. Avraam e un om care se sacrifică, nu ia vițelul ăla care nu mai e vițel și e tare și nu poți să-l mănânci. A luat vițelul tânăr și bun. Omul ăsta se sacrifică. El înțelege că dacă tot trebuie să faci un lucru, îl faci bine, nu-l faci să scapi. El n-avea de cine să scape, că era între el și Dumnezeu, nu l-a obligat nimeni. A luat făină albă, probabil că mai avea și făină de nu știu ce categorie, dar a luat de aia albă. Știți de ce a luat de aia albă? A sperat că atunci când primești oaspeți, poți să primești îngeri și în cazul lui s-a întâmplat. A făcut un bine de calitate, nu l-a făcut de silă, l-a făcut din dragoste. Vreau să știu că atunci când veți avea casa voastră, indiferent că e chirie sau nu, o să primiți oaspeți. Când veți vedea pe cineva în fața bisericii și îl întrebați: matale, de unde ești? Păi sunt din... Ok, astăzi vreau să mergi la noi la masă în numele Domnului. Că dacă aveți două farfurii de supă, o aveți și pe a treia. Avraam a făcut așa și ne spune Biblia după aceea că i-a tratat cu respect, el însuși a stat lângă ei. El nu numai le-a dat, dar nu le-a suferit prezența, era ocupat, ci s-a dus lângă ei. De ce? El și-a cinstit musafirii. Ce vreau să spun, Gea și Delisa, este că omul acesta s-a sacrificat și de asemenea s-a sacrificat pentru nepotul lui. Închei spunându-vă că Avraam și-a propus să fie un om duhovnicesc, pentru că numai așa sunt oamenii care sunt prieteni cu Dumnezeu. Cei care nu sunt, sunt firești. Apoi, omul acesta și-a propus să fie o persoană responsabilă, că numai așa sunt oamenii care se implică în familia lor pentru împlinirea nevoilor. Nu ți-ai o fată ca să o lași în pace, ci ți-ai o fată să faci din ea prințesa vieții tale. Și când te va supăra, tot ea e prințesa. Și când te va cicăli, tot ea e prințesa. După cum tu ești prințul și atunci când mai neglijezi, mai uiți. Mie mi s-a întâmplat odată să uit în primii ani de căsătorie, nu știu dacă Carmen o să se bucure sau o să se întristeze că divulg asta aici de la Amvon, dar am uitat că e ziua ei de naștere. E adevărat că a fost și ultima oară când am uitat, dar am uitat. E frumos pentru un bărbat să uite asta, dar soția mea odată pe an are ziua de naștere, chiar așa se uită odată pe an când e ziua ei de naștere? Am uitat, m-a suferit, m-a acceptat, mi-a ținut o morală și m-a încorectat. Responsabilitatea voastră unul față de celălalt este mai mare decât responsabilitatea voastră pentru fanfară, pentru biserică, pentru geaburi, pentru bani, pentru mașini, pentru orice altceva. Aceasta este partea ta și acesta este partea ta. Așa să vă iubiți și să fiți una.
și Dumnezeu o să vă binecuvinteze. Și de asemenea, să știți că pentru locul ăsta care e Biserica lui Dumnezeu, trebuie să faceți sacrificii. Relația cu Dumnezeu este prima și aia definește spiritualitatea voastră. Relația voastră unul cu altul și cu părinții voștri și cu cei din jurul vostru, aia este responsabilitate. Și aia demonstrează asumarea responsabilității. Dar aici la biserică slujirea, să știți că va cere sacrificiu. Nu e ușor să vii miercure de miercure să faci repetiție când joi trebuie să vii din nou. Și nu e ușor să fii punctual când ai putea să ajungi pe la 10:30. Nu e ușor. Dar dacă faci lucrurile acestea, le faci din cauza la primul lucru, spiritualitatea. Josh și Delisa, aveți în față un drum frumos presărat cu flori. Să păstrați florile acestea acolo mereu și să fiți spirituali, responsabili și slujitori plini de sacrificiu. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi și aceste două perechi care au investit în viața voastră să fiți astăzi ceea ce sunteți. Amin.